Am lăsat gospodăria mea în urmă și am plecat la fiul meu Gheorghe, cu speranța că mă va primi la el acasă timp de câteva luni. Nu-mi doream să fiu o povară, dar simțeam că am nevoie de sprijinul lui o perioadă. Când am simțit că nu prea mă mai descurc singură, mi-am pus câteva lucruri într-o sacoșă veche și am plecat spre gară. Am așteptat trenul, însă mintea mi era plină de gânduri. Nu-mi doream să fiu o povară, dar nici să-mi las casa să se prăpădească. Tot ce mai puteam spera era să găsesc adăpost la copiii mei. M-am urcat în tren cu gândul la fiul cel mare, Gheorghe, cu speranța că mă va primi, măcar pentru câteva luni. Voiam să mă pun pe picioare, să-mi adun puterile și poate să mă întorc acasă după aceea. Gheorghe m-a primit la început cu brațele deschise, dar după câteva zile am simțit cum privirile lui s-au schimbat, cum spațiul parcă devenise prea mic pentru noi toți. Într-o dimineață, în timp ce mâncam, s-a apropiat de mine cu privirea în pământ și mi-a spus: "Mamă, știi că noi te iubim, dar aici e mic locul. Suntem înghesuiți cu toții, copiii, nevasta. Nu ne putem descurca așa. Poate ar fi mai bine să mergi la Radu, că poate el te poate ajuta mai bine." L-am privit, fără să spun nimic, simțind cum un nod îmi crește în gât. M-am închis în camera mea, mi-am pus lucrurile înapoi în sacoșă și am plecat spre gara din oraș. Cu inima grea și pașii apăsați, m-am îndreptat spre fiul meu mijlociu, Radu, sperând că acolo voi găsi un loc unde să mă odihnesc puțin. Ajunsă la el, Radu m-a primit cald și bucuros. Dar, cu fiecare zi care trecea, vedeam cum răbdarea lui se micșora. Se întorcea târziu de la muncă, obosit, iar eu mă străduiam să-i fac totul mai ușor. Să-i pregătesc masa, să-l ajut cu casa, să nu fiu o povară. Dar într-o seară, când se așezase la masă, mi-a spus încet, fără să mă privească: "Mamă, știi că îți vreau binele, dar nu am timp să mă ocup de tine. Cu serviciul, cu toată alergătura asta, abia mă descurc. Ar fi bine să te duci la Andrei. El e mai tânăr, are poate mai multă răbdare." Nu am spus nimic. L-am privit cu ochii umezi și cu inima sfărâmată, mi-am luat din nou lucrurile și am plecat. Andrei, fiul cel mic, era ultima mea speranță. Când am ajuns la el, am fost primită cu zâmbete și îmbrățișări de el și de soția lui. M-au făcut să mă simt binevenită, dar în curând am început să observ semnele. Soția lui ofta de câte ori mă vedea prin casă, iar privirea ei îmi spunea tot ce nu avea curaj să-mi spună direct. Într-o dimineață, când mă pregăteam să merg la magazin, ea mi-a spus cu o voce tăioasă, dar politicoasă: "Mamă Ileana, poate ar fi mai bine să te gândești la o soluție pe termen lung. Știi, noi avem multe pe cap și e greu să avem grijă de cineva în plus." Mi-am dat seama că pentru ei eram o povară. Cu sufletul gol, mi-am adunat din nou sacoșa și m-am îndreptat spre gară, întorcându-mă în sat. Trenul părea mai pustiu ca oricând, iar peisajele care se perindau pe geam erau parcă și ele triste, reci. Îmi aminteam fiecare moment petrecut cu copiii mei, cum îi îngrijisem, cum le dedicam fiecare zi a vieții mele. Îmi aminteam râsul lor, nopțile nedormite când erau bolnavi și toate sacrificiile făcute de-a lungul anilor. Și acum, când nu mai puteam să stau în picioare, când tot ce-mi doream era un loc cald, unde să-mi odihnesc oasele obosite, nu găsisem alinare la niciunul dintre ei. Când am coborât din tren în gara mică a satului, lacrimile mi-au umplut obrajii. Stăteam cu sacoșa în mână, singură, și simțeam cum mă năpădește o tristețe de nedescris. Mă întrebam unde greșisem, ce făcusem de ajunsesem să fiu nevoită să mă întorc fără adăpost, fără alinare, fără copii care să mă primească. În timp ce mă îndreptam încet spre casă, cu inima zdrobită, l-am întâlnit pe Marinică,
băiatul vecinei. Era un tânăr respectuos, muncitor, pe care îl cunoscusem de mic. Văzându-mi fața plină de lacrimi, s-a oprit și m-a întrebat: "Ce ai pățit, tanti Ileana? De ce plângi?" M-am oprit și, fără să știu de ce, i-am spus totul. Am vărsat lacrimi și cuvinte. I-am povestit cum am fost respinsă de proprii mei copii, cum am mers din casă în casă și nu am găsit adăpost. Marinica m-a ascultat tăcut, iar când am terminat, mi-a pus o mână pe umăr și mi-a spus: "Tanti Ileana, dacă vrei, vino la mine. N-am mult, dar casa mea e deschisă pentru dumneata. Nu trebuie să-ți faci griji." M-am uitat la el, uimită. Ochii lui erau plini de bunătate, iar în inima mea simțeam o alinare pe care nu o mai simțisem de mult. În acea zi, Marinica m-a dus acasă la el, mi-a pregătit o cameră și de atunci nu m-a mai lăsat singură. Avea grijă de mine, îmi aducea mâncare, mă întreba de sănătate și îmi vorbea cu o blândețe pe care nici nu credeam că o voi mai găsi. Anii au trecut și Marinica a fost pentru mine mai mult decât un simplu vecin. A fost fiul care nu m-a abandonat, care mi-a oferit alinare când totul părea pierdut. El a fost adevărata mea familie. Iar în sufletul meu simțeam o recunoștință nesfârșită. El a fost fiul meu adevărat, iar dragostea lui necondiționată a fost cel mai frumos dar pe care viața mi l-a oferit în acele zile întunecate. Concluzia poveștii. O mamă poate găsi mereu puterea să-și ridice copiii pe brațe, să-i vegheze nopți întregi, să-i hrănească din puținul ei. Dar când anii i-au slăbit puterile și își caută sprijin în aceleași brațe pe care le-a crescut, acei copii nu reușesc să o sprijine, lăsând-o să-și poarte singură povara bătrâneții.